A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis: nu mai au vin. Iisus i-a răspuns: femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui și slujitorilor i-a spus: să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul din curățirea iudeilor. Și în fiecare vas încăpea câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis: umpleți vasele acestea cu apă. Și le-a umplut cu apă până sus. Scoateți acum. Și le-a zis: se aude? Da. Și el le-a zis: să aduceți nunului. Și l-au dus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta. Slujenii că știau care scosese apa, știau că și au spus lui Mire. Și a zis: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut vinul, atunci pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnului lui Iisus l-a făcut în Cana din Galileea și el s-a arătat și a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Amin. Amin. Mulțumesc. Aș vrea din versetele citite să punem accentul și să ne concentrăm în special pe versetul numărul 1. Aici ni se spune că a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Ce înseamnă lucrul acesta? Scriptura ne spune ziua exactă în care a avut loc nunta. Și care este a treia zi la evrei? Marți. Pentru că evrei încep cu duminica ca fiind prima zi, ceea ce înseamnă că marți este a treia zi. De ce se făceau nunțile atunci, într-o zi de marți și nu sâmbătă, duminică, cum se fac astăzi? E o tradiție evreiască destul de veche, care încă este și astăzi în picioare. Evreii consideră că ziua de marți este binecuvântată de Dumnezeu de 2 ori. Pentru că atunci când citim în cartea Geneza, în povestea creației, în fiecare zi după ce Dumnezeu creează ceva, el spune: și a văzut că lucrul acesta a fost bun. Și astfel a fost o seară și apoi o dimineață. Iar a treia zi este singura zi în care Dumnezeu spune de 2 ori lucrul acesta și iată că a văzut că ce a făcut era bun. De aceea evreii cred că ziua aceasta este de 2 ori binecuvântată de Dumnezeu. Deci cine vrea să se căsătorească, să-și înceapă drumul nou căsătorie cu o dublă binecuvântare de la Dumnezeu, își va face nunta cel mai probabil într-o zi de marți. Și se pare că și aceasta era ideea zilei, săptămânii în care Domnul Iisus ajunge la nunta aceasta cu mama lui și cu ucenicii. Vă spuneam că Nazaretul este foarte aproape de aici, ceea ce înseamnă că au venit pe jos, probabil că le-a luat câteva ore și era o nuntă mare. De ce se crede că era o nuntă mare? Pentru că aici ne spune că erau 6 vase de piatră puse după obiceiul de curățire al iudeilor. Am înțeles că ați fost la Qumran și că ați vorbit puțin despre faptul că piatra nu dă întinăciunea mai departe și este porunca lui Dumnezeu ca vasele sfinte să fie făcute din piatră, ce înseamnă că la templu aveau vase ori de aur, ori de argint, ori de piatră, însă nu de lut, pentru că lutul era ceva întinat și era considerat de unică folosință. Așa că și aici vedem lucrul acesta. De fiecare dată când evreii spun o binecuvântare, trebuie să se spele pe mâini. Deci se pare că aceste vase erau pentru spălarea mâinilor, dar erau goale. Iisus spune: umpleți-le cu apă. Și ucenicii lui fac lucrul acesta și se transformă în vin. Se mai spune aici că erau 2 sau 3 vedre în fiecare vas. Iar o vadră, cercetătorii spun că ar fi avut 40 de litri. Deci haideți să facem un mic calcul, ceea ce înseamnă că au avut între 80 și 120 de litri într-un singur vas, ori 6 vase. Probabil, cercetătorii spun că a fost o nuntă de 800 de persoane aproximativ. Dacă ne gândim că și orașul Cana Galilei și Nazaret și orașele de prin prejur au venit la nunta aceasta, probabil că cine s-a căsătorit era cineva important. Biserica aceasta, curtea bisericii în care stăm noi, are mai multe nivele istorice și avem acolo, dacă vă îndreptați privirea, o machetă care ne arată nivelele istorice ale clădirii.
Avem cu albastru, puțin de tot albastru, acelea sunt ruinele unei case din primul secol, adică din perioada Domnului Iisus când El a locuit aici. După care avem și ruinele unei sinagogi din secolul 4 după Hristos. Deci știm că locul acesta a fost folosit de către evrei și unde și aveau loc nunțile de obicei, în sinagogă aveau loc. După care petrecerea se făcea probabil acasă la miere, era o petrecere foarte mare de 7 zile, trebuia să țină sărbătoarea aceasta. De fapt, un cuplu se logodea, trebuiau să aștepte un an de zile, pentru că în timpul acesta mirele se ducea să construiască casa lor, iar după un an se întorcea și făcea nunta 7 zile de sărbătoare. Deci avem acolo o casă din primul secol și o sinagogă mai târziu, cu galben. Unde vedeți cu galben, sunt ruinele sinagogii. E foarte probabil ca și în timpul vremului Domnului Iisus, vremurilor, să fi fost o sinagogă acolo, pentru că tot timpul sinagogile se construiau pe ruinele sinagogii de dinainte. Nu schimbau locația sinagogii decât dacă era ceva foarte grav făcut. Deci, de aceea, posibilitatea că într-adevăr aici să fi fost nunta este foarte, foarte mare, găsindu-se o sinagogă aici. Iar mai târziu, când ajung bizantinii la putere, vorbim despre secolul 4 după Hristos până în secolul 7 după Hristos, ei vin și încep să construiască o grămadă de biserici aici și aici ajung și construiesc biserica bizantină pe ruinele sinagogii care a fost din secolul 4. De asemenea, vin și cruciații, vorbim despre secolul 13 după Hristos, și ei construiesc o altă biserică mai mare de data aceasta, în locul acesta. Iar ce vedeți cu alb, cel mai departe, este biserica actuală care a fost construită undeva în secolul 20. Iar dacă ne uităm aici, în față, cei doi stâlpi din față, primii doi stâlpi, sunt stâlpi vechi. Cel mai probabil luați din sinagoga din secolul 4 sau din biserica secolului 6. Nu se știe cu siguranță, iar ceilalți doi stâlpi sunt replici ale stâlpilor originali care sunt puși aici. Aș vrea să intrăm acum în biserică, unde o să vă arăt un vas de piatră, cam cum ar arăta. Nu se știe dacă acesta este originalul, cel mai probabil nu, însă să aveți o idee cum arătau vasele de folosire și cum arăta vasul pe care Domnul Iisus a transformat-o în apa.